Simona Halep a revenit pe teren după suspendarea primită în scandalul de dopaj în care a fost implicată. Sportiva din Constanța a jucat un meci la Miami Open, iar omul care a anticipat că românca va ajunge pe primul loc WTA face o nouă profeție în legătură cu viitorul ei în circuitul mondial. În 2010, omul care a descoperit-o pe Simona și alături de care a făcut primii pași spre marea performanță prezicea că aceasta va ajunge numărul 1 mondial. Iar acest lucru s-a întâmplat în 2017, în urma victoriei din semifinala cu Elena Ostapenko de la Openul Chinei de la Beijing. Ea a ocupat această poziție timp de 64 de săptămâni, fiind a 10-a din istoria tenisului în clasamentul longevității ca lider al circuitului. După ce Simona a revenit pe terenul de tenis și încearcă să urce în ierarhia mondială, fostul său antrenor este de părere că aceasta trebuie să scape de accidentările care au împiedicat-o să participe la turneul din Portugalia și la Billie Jean King Cup. În plus, Firicel Tomai mai face o profeție cu privire la viitorul român ce e în circuitul de WTA. Dacă Simona reușește să finalizeze problemele cu accidentările, poate să revină. Ar fi un mare lucru și o mare realizare. Trebuie să rezolve accidentările actuale. O opresc de la turnee. Următorul turneu la care ar trebui să participe Simona Halep este cel de la Madrid, 23 aprilie, 5 mai.